Ne-am vorbit, domnule Dan, pentru a discuta puțin despre ce se întâmplă la granița dintre Ucraina și Federația Rusă și să vedem cum afectează România și economia României un posibil conflict acolo, care ar fi mizele economice importante dincolo de un posibil conflict armat, de poziționare de armă. Pentru că, evident că acest război are și o miză economică, chiar dacă nu e una declarată de explicit. Au mai apărut informații legate de South Stream, de aprovizionarea cu gaze a Europei din zona Federației Ruse. Ucraina în sine este o putere economică cu resurse naturale de importante. Discutabil. Discutabil. Este sau nu este? Nu este. Deci, în primul rând, să începem. Noi nu suntem într-o zonă... Mi-a plăcut totdeauna să spunem că suntem într-o zonă foarte favorizată, cel puțin din punct de vedere economic, strategic. Din păcate, nu totdeauna lucrurile stau cam așa, pentru că Marea Neagră trebuie să fim realiști. Marea Neagră este o mare de bypass, nu e o mare de tranzit. Din păcate, Mării Negre lipsește acel vehicul economic puternic, să există o dinamică economică în Marea Neagră. Sunt totuși niște țări, din păcate, care nu fac la un loc, să zicem, PIB-ul Franței, da? cu tot. Vorbim de o Bulgarie cu 69 de miliarde de PIB, de o Românie cu 248 de miliarde, de o Ucraina, că ați spus, 155 de miliarde de dolari PIB. Asta e realitatea, asta spune Banca Mondială, nu Camera de Comerț a României. Rusia 1483 și Georgia săraca 15,8. Bun, dacă introducem Bun. Și Turcia... Nu, mai... trebuie să scoatem Turcia cu ația Mării Negre. De ce? Pentru că Turcia, tot ce are interes economic, este la sud de Bosfor. Deci e cu ieșire la Marmara, Egee, Mediterană. Deci nu sunt atât de nebuni, ducă marfă de peste ocean la Trabzon, Samsun. Rămâne pe undeva în zona Izmirului, Mersinului, Ceyhanului. Deci nu mai vorbim de Istanbul. Deci Turcia ar trebui scoasă din ecuație, cel puțin din punct de vedere comercial. Din punct de vedere strategic din Marea Neagră. Dar revin la subiect. Am văzut foarte mulți ani această perioadă de timp vis-a-vis de acest presupus conflict. Eu n-am crezut niciodată în el, vă spun cinstit, că totul este o miză economică. Rusia și-a îndeplinit pe de o parte visul, în sensul că a dus la 94 de dolari barilul, și nicio criză, nici în extremul Orient, cu vorbind de Nord Corea, nici că MIST n-au reușit să mai miște petrolului în sus. Bun, cu amendamentul că au fost 2 ani de pandemie. Bun, au cererea fost de petrol, 2 ani de pandemie care pe Rusia au pus-o genunchi. Dați seama, anul 2020, când era aproape, cum e dobânda negativă, știți? La un moment dat se dădea petrol pe gratis, doar ca să nu închizi... Cu plata peste ca să nu, să nu închizi capacitățile de producție. Deci Rusia a fost complet lovită în perioada 2020. Acum, având în vedere acest conflict, așa zis conflict, iată că prețul petrolului a ajuns la 94, Brentul și 92. Și cine a câștigat? Federația Rusă, implicată direct, Federația Rusă din... Da, pe de altă parte, Orient. Federația Rusă mai are un target. Eu am spus întotdeauna că Rusia nu poate ieși din logica oligarhică. Nu poate. A devenit, dacă vreți, captivă acestei oligarhii. Gândiți la activele... Deci este o infrastructură de oameni de afaceri, de oligarhi. Exact. Din anturajul lui Vladimir Putin și a din anturajul fostului Yeltsin. Deci este un anturaj care are active enorme în lumea vestică. Și vă spun, am stat așa odată într-o duminică, neavând ce face, în loc să ihnesc, că mai am așa o cultură cât de cât a oligarhiei ruse pe nume, prenume. Am avut și pasiunea asta să mă uit la iahturi în sensul de minune tehnologică
și tehnică, nu să-l deții că e o povară. Și sincer, la ce știam eu, mi-a ieșit iachturi de 10 miliarde de dolari și vreo private jet 20. Nu vorbim de alte active, nu vorbim de imobile. Trebuie întreținute, trebuie bani. Au rani în costuri, cheltuieli fixe, anuale. Proprietăți de lux la Londra. Nu mai, toată Costa de Azur, Costa Brava, Costa del Sol, Costa Amalfi și așa mai departe. Deci sunt peste tot. Nu mai deci vorbesc. Pașul lui Vladimir Putin, acești oligari, proprietăți și au active financiare și imobiliare extrem de valoroase. În schimb, produsele lui Bill Gates le-am accesat cu toții, cred. Sunt produsele lui Jeff Bezos. Sunt produsele lui Bernard Arnault. Dom'le, la ruși, în afară de biletul de intrare la Chelsea, n-ai niciun fel de criteriu să zici, dom'le, uite, este o chestiune care e datorită miliardarului rus cu tare. Este gazul. Bun. Gazul care alimentează economia Germaniei, care alimentează economia Austriei, până la urmă chiar a intermedierei de energie. Da, dar iar revenim la materie primă. Hub-ul de la Viena. Iar revenim la materie primă, iar ceea ce ni se spune nouă pe toate sursele oficiale și neoficiale, Gazprom ar fi o societate de stat, condusă de Alexei Miller. Da, este de stat. Așa ni se spune, da? Dar eu vă spun, cunosc epoca Hodorkovski cu Iucosu. În 97, înainte de fuziunea Exxon cu Mobil, deja se paria pe plan internațional că Iucosul va depăși Exxonul. Da. Din toate punctele de vedere. S-a văzut că o schimbare de regim în Rusia a făcut ca acest colos Iucos să dispară ca și cum n-ar fi existat niciodată. Vă spun cinstit că în 97 nu știam de Gazprom. Bun, Gazprom este moștenitorul Imperiului Iucos, al lui Hodorkovski, care face o pușcărie. S-a rebranduit, să denumește altfel. Deci, lucrurile sunt într-o dinamică la ei. Deci vreți să spuneți că un posibil conflict sau conflictul are șanse mici de a se activa în sensul de conflict armat, pentru că există levierul ăsta, există levierul ăsta pe care are Occidentul și Statele Unite asupra bogătașilor Rusiei, exact, care au capitalul, da? Exact. Și că, de fapt, ăsta poate fi un motiv al faptului că Putin își flexează mușchii. Ce vrea, de fapt? Domnul, o impunitate, o protecție Putin, a capitalului rusesc? O protecție a capitalului, o protecție a circulației banilor, a circulației capitalului. Adică, mai simplu spus, vedeți, domnul Mănăstire, sunt miliardele noastre, e treaba noastră cum le-am făcut în Rusia, lăsați-ne în pace, operăm cu ele, le cheltuim, în piețele voastre. Cheltuim acest capital cinstit în Occident. Lăsați-ne în pace. Nu ne mai întrebați de unde îl avem. Adică fără sancțiuni, fără copiri de conturi, pentru fără că nici nu-i legea Macinski în Statele Unite. Nici nu-i suspectez de prea mult patriotism. În ciuda, iar, unor comentatori pe care i-am văzut pe televiziunile românești în ultimele 2-3 săptămâni. Pentru că o țară care, sau o conducere patriotă, n-ar pompa zilnic aceeași cantitate de petrol pe care o pompează Arabia Saudită, în condițiile în care rezervele petroliere ale Rusiei sunt la o treime din ce are Arabia Saudită. Adică nu poți să fii pe principiu domn pentru o zi, fără să te gândești la generațiile viitoare. Și în ritmul ăsta, în cât timp își epuizează resursele de petrol rus? Depinde cum vor să se cheșuiască, pentru că ne punem nimic în loc pe partea de tehnologii. Gândiți-vă, de exemplu, că Embraerul brazilian a apărut pe piață în 78. Mulți ani după Tupolev și Iliușen. Păi să știți că n-au fost nicio sancțiune până, cel puțin până la momentul Crimea 2014, când vreo flotă vestică sau unei flote vestice erau interzise achizițiile de avioane rusești. N-a fost, eu n-am auzit să fie existat vreo interdicție. Dar au pierdut acest război economic. Din păcate, suntem alimentați toți cu acest buget de la Russia Today, care, indiferent de prețul petrolului, rămâne la aceeași constantă, 1 miliard de euro pe an. Asta e problema. Russia Today propaganda. Eu vreau să vă spun că am fost în 2009 la Moscova
Și am avut o întâlnire chiar istorică, aș putea să spun, cu Evgeni Primakov. Era președintele Camerei de Comerț a Rusiei, că nu... Fostul premier, dacă nu... Fostul premier, fostul șef al KGB-ului. Care, în sfârșit, era la o vârstă venerabilă, s-a și stins. Și am avut așa o discuție pe cum se construiește bugetul Rusiei. Și mi-a spus el atunci, mi-aduc aminte, era în octombrie 2009... Domne, bugetul pentru 2010 este bazat pe minim 70 de dolari barilul. Ok. La care, în sfârșit, după ce mai trece ceva timp, ne mai încălzim noi în stil rusesc, îl întreb, domn președinte, dar haideți să facem un scenariu din ăsta mondial, în care, că trăiau toți atunci, Osama Bin Laden se predă, Hugo Chavez din Venezuela emigrează la Miami, Boko Haram din Nigeria, nu știu ce, se dizolvă, pleacă și Bashar al-Assad, se dizolvă și Hezbollah-ul, pace mondială. În consecință, scad prețurile la petrol. La care îmi spune tinere, eu nu mai am nimic de pierdut, sunt la o vârstă venerabilă. Rusia dă faliment. Deci fără război, asta e concluzia. E, Rusia începe să aibă mari probleme economice. Mari probleme economice din cauza dependenței acesteia nenorocite de materii prime. Aici este problema. Bun, atunci e un argument pentru război. Și kazacii și... Rusia, pe logica asta, ar trebui să facă război sau ca să țină prețul sus sau să țină o tensiune. Da, să țină o tensiune, să țină prețul acolo. Pentru că și cei din Kazahstan, din Turkmenistan... Să-și recupereze 2 ani de pandemie, dacă asta discutam. Pierderi mari în economia rusească. Păi vedeți dumneavoastră, pentru că ei au... nu au reușit să vândă petrol la prețurile pe ei care... Ei au un break-even. Le doreau. Sau să ne înțeleagă telespectatorii, o limită minimă a prețului de petrol de la care devin profitabil cam la 30 de dolari baril. Sub 30 e faliment. Sub 30 e rău. Da. Deși o medie, unii zic 40, în sfârșit. Gândiți-vă că prețul de extracție în Arabia Saudită e de 8 dolari barilul. Pe o tehnologie, domnule Daraban, asta e diferența. Nu numai. Îi ajută și... rezervele și rezervele calitatea, și rezerve, calitatea da. Și solul, în sfârșit. Da. Dai cu călcâiul în Arabia Saudită. Ei, că, să forez în ei căutau apă și da. Ei căutau apă și au dat de petrol. Deci, în sfârșit, sunt altă dispunere a rezervelor. Deci asta este marea lor problemă. A ține un conflict sau o tensiune ca acest preț să rămână la un anumit nivel sustenabil pentru bugetul Rusiei, până la urmă. Bun, deci o rezolvare a conflictului ar fi o garanție din partea Occidentului că nu se ating de banii acestor oligarhi. Eu așa paranteză, presa internațională, Forbes și alte publicații serioase îl dau ca pe principal oligarh, prim oligarh al Rusiei, este Vladimir Putin, a cărui avere dosită, estimată, da, repede, publicații serioase din Statele Unite, undeva la 200 de miliarde de dolari obogăție. Cred că e pus un zero în plus. Adică nu nici să ne jucăm cu zero. Să fie și 20 de miliarde. Nici să ne jucăm cu zero. Direct, indirect, prin apropiații. Dar nu aș comenta, pentru că n-am datele în acest sens. Adică, vedeți dumneavoastră, când spui regele petrolului, regele îngrășămintelor în Rusia, el nu plătește gazele, de-aia e rege. Când e regele aluminiului, nu plătește curentul electric. Adică ei au arătat într-un fel că business profitabil nu poți să-l facă decât la ei acasă. La noi au avut oțel, inox, Târgoviște. S-a ales praful de N-au tot. Reușit. De câmpia Turzii. Adică nu pot lucra în această... Într-o piață concurențială, pe așa reguli este. De piață, pe directivele Comisiei Europene și așa mai departe. Nu le iese. Nu. Decât cu electricitate moca, exact. Petrol gratis, exact. Da, pot exact. să facă exact. Și cu gaz. Dar ceea ce au făcut afară, eu adică m-am uitat, domne, un dezmăț, adică un dezmăț de cheltuieli, efectiv. Adică mă uit ce este în lumea asta shipping-ului, a zonei acesteia de lux, să spunem, te îngrozește. Adică nu poți să... Nu-ți ies perioadele de timp, este clar că sunt easy money. Deci, la un PIB atât de... Adică la un PIB destul de... Eu cred că două PIB-uri ale Rusiei sunt în străinătate.
Două piburi ale Rusiei sunt sănătate. Pe de altă parte, cheltuie vreo 60-70 de miliarde de dolari pe armată, pe înzestrare, ceea ce este enorm raportat la PIB. Deci ei au PIB-ul, să zicem, a Italiei în anul de grație când l-ați spus așa. Nu, acum sunt sub Corea de Sud. Corea de Sud are 1630. Dar PIB-ul pe armament îl țin constant la 60-70 de miliarde. E chiar mai puțin, e cam la 50. Bun. 48,8. Totuși e o cifră importantă. Este o cifră, dar acum știți cum e cu steroizii ăștia. Da. Bun, deci dumneavoastră spuneți că bani dați pe steroizi. O posibilă invazie a Ucrainei nu are neapărat un resort economic. N-au ce face rușii cu bogățiile Ucrainei. O secundă, că am citit o fel de analize. Dacă acum sursele sunt deschise, sunt multiple, sunt așa. Înțeleg că în Ucraina ar fi resurse minerale, metale rare, care sunt folosite la chipuri, la noile tehnologii, pentru telefoane, pentru calculatoare, pentru tablete și așa mai departe. Trebuie și muncă. Ar fi și o miză de genul ăsta. Trebuie muncă, domnul. Nu-i oprește nimeni. Nu i-a oprit nici până ieri, nici de mâine încolo. Dar trebuie muncit. Nu și poți. Investit, da, pentru că... Și investit. Iar Ucraina trebuie să aibă acel climat politico-economic ca să poată să aducă tehnologie. Că, din păcate, nici rușii, nici ucrainienii n-au tehnologia. Este exact același lucru ce ni se întâmplă nouă la Marea Neagră, da? Deci zăcămintele care le avem la Marea Neagră sunt zăcăminte accesibile unor tehnologii pe care la ora actuală le au vreo 5 companii pe planetă. Niciun caz Romgazul. Și niciun caz, bun, Lukoil are ceva perimetru. Ei cu ce tehnologie vor lucra? Sunt alte zone, alte perimetre, alte pungi, altă tehnologie. Ce s-a găsit unde a fost Exxonul? Vorbim de o adâncime de 3.000 de metri, de 180 de kilometri de coastă. Deci, vorbim de o mare adâncă unde sub 100 de metri este hidrogen sulfurat, nu mai e apa, adică conducta care va fi trasă la noi nu va fi aceeași calitate a conductei din Marea Nordului, să spunem. Bun, haideți să facem o concluzie și să intrăm și într-o discuție despre ce se întâmplă cu economia românească. Vedem politicieni, tot felul de anunțuri. Unii vorbesc despre acord cu Fondul Monetar Internațional. Liberalii dezavoiază așa ceva. Florin Câțu vrea reducerea, micșorarea TVA-ului, vrea reducerea impozitării pe forța de muncă a CAS-ului. Adică e un concurs pe piață de idei, de soluții. În momentul de față, un ping-pong între PNL și PSD, cele două partide. Da? Haideți să facem concluzia pe conflict. Da? Nu vedeți așadar un război, un conflict armat. Nu. Dar o preluare a celor două provincii care sunt deja practic rusești, zona aia Luganscului, că înțeleg acolo îmi spunea, repetat informația, cineva care a fost în zona respectivă, să spunem în zona diplomației sau a Ministerului de Afaceri, mi-a zis Silviu, acolo nu se mai folosește grivna, ei folosesc rublă. Deci cele două zone sunt rusificate în sensul că operațiunile economice se fac în ruble, ei nici mai respectă administrația locală care teoretic ține de Kiev. Ei sunt de facto teritorii rusești. Umbla pe timpul, înainte de 89, bancul acela, că noi declarăm război Chinei și ei se predau. Și ce facem noi cu atâția prizonieri? Da, cu ce îi hrănim. Cu ce îi hrănim. Da. Cam așa e și Rusia cu Ucraina. Adică să nu credeți că iau o floare sau iau ceva deosebit. Iau tot sărăcie. Adică nu... Da, mai ales că în zona aia, da, e sărăcia extremă a Ucrainei. Da. Trebuie să fim realiști. Adică eu vă spun, eu mie îmi place inclusiv lucrând cu oameni de afaceri, dom'le, vreau totdeauna să știu potențialul. Că mulți vorbesc, știți, mulți dau din gură, mulți inventează tot felul de scenarii. Trebuie să te uiți dacă este capabil financiar să realizeze ce vorbește el. Deci, este la concluzie, fel, la Ucraina, fel țările. Ucraina nu este o afacere pentru Rusia. În sensul, dacă o federalizează, dacă preiau parte din teritorii, nu e o mare afacere. Nu vor descoperi mari rezerve de gaze, petrol, să merite un război. Ăsta e și păcatul Rusiei cu fostele țări pe care le-a ținut sub control. Că ei, unde au intrat,
Pe o stradă n-au pus trei becuri în plus, le-au luat pe alea trei existente. Asta e problema. Și populațiile s-au convins. Adică n-a fost o mană cerească ocupația rusească nicăieri. Dar, da, nu-i repet, e vina lor că n-au reușit să îmbunătățească nivelul de viață. Uitați-vă la ce se întâmplă în Crimea. Nu s-a întâmplat nimic bun. E, tocmai ar fi o explicație dacă ne apropiem de concluzie. Nevoia de a aproviziona Crimea, înțeleg că au probleme în a aproviziona cu apă, o aprovizionează cu alimente pe mare, înțeleg că sunt probleme logistice. Nu sunt probleme, domnule Mănăstire. Ar fi, credeți că flota de la Sevastopol are vreo problemă de aprovizionare? Nu, da, să faci operațiunea asta continuă, adică nu, ai nevoie probabil de o legătură terestră. Au culoare libere, n-au fost supuși la nicio sancțiune din partea ucrainienilor. Credeți-mă, nu. Bun. E o poveste. Deci nu vedeți un război, ci doar o mare de mușchi. Eu mă rog ca Rusia să profite de intelectualii, de oamenii de știință pe care i-au și să intre și ei la umăr în acest război tehnologic care există pe planetă. Adică, pe cu cine? Dacă ei au 7% din PIB-ul Statelor Unite, știți cum e? E logica bătăușului din curtea școlii. Ok, îl respecti pentru că are mușchi, dar rest... Pe și China asta face cu Rusia? Păi... Și așa a tras bătăușul clasei lângă ea? Nu știu cât l-a atras. Eu aș fi mult mai atent în locul rușilor. M-aș urca pe vârful ăla Poznur din Ural, din munții Narodnei, și m-aș uita mai mult către est decât către vest, în Siberia sovietică sau rusă. Care va deveni o Siberie chineză. Care, deocamdată, din cunoștințele mele, sunt cam 1 milion de firme chinezești care activează acolo. Și ce fac? Păi fac de toate. În Siberia? Ce să faci în Siberia? Exploatează resurse? Dom'le, își fac de lucru. Își fac de lucru pe acolo, în Siberia. Da. Eu vă spun că în Kârgâzstan au fost manifestări de stradă, de exemplu, tot niște lucrări, așa zis, publice, 300.000 de chinezi n-au mai plecat înapoi. Au avut proiecte de infrastructură și au rămas acolo. Și au rămas acolo, dar au rămas, venit, cum să spun, ne-a plăcut, am rămas. Au rămas așa, cam semi-oficial, adică n-au fugit nici de statul chinez. Ăștia nu pot nici să-i... Acum, glumă mai în serios, 300.000 chinezi e un mic orășel de ăsta. Da, bine, dar uitați-vă cât sunt ăia din Kârgâzstan. Fel de voluntari. Stați puțin, raportați-vă la Kârgâzstan, care-s puțin. Da. Când și rușii în Siberia lor sunt 34-35 de milioane. Nu-s foarte mulți. Marea majoritate sunt aici, la vest de Urali. După Urali. În partea... Bun. Ce facem cu țărișoara noastră, domnule Daraban? Că lucrurile nu sunt tocmai roze, în sensul în care probabil că primiți informații, în special micile companiile medii și mici românești, gâfâie în perioada asta. Da. Se închid afaceri, se suspendă activități, oamenii trimiși în șomaj, probleme de finanțare. Există o dinamică, cel puțin... Nu neapărat se închid, sau și-au suspendat activitatea. Cel puțin, eu vă pot spune, cel puțin din datele ANAF-ului oficiale, că de la un an la altul a crescut baza de impozitare. Adică sunt mai multe societăți de la un an la altul care depun bilanțul la organele fiscale. Cel puțin anul trecut au fost, față de anul precedent, cu vreo 37.000 de societăți mai multe la ANAF. Deci dinamica este pozitivă. Noi avem o altă problemă. Noi avem această problemă a consumului, a PIB-ului fals, a unui PIB... Umflat, artificial. Nu neapărat. Nu că el este real în cifre. Problema care este că acest deficit al balanței comerciale, părea mea că trebuie să preocupe în mod special pe guvernanți. Noi am devenit o țară de consum din acesta exacerbat de mărfuri din import și aici cred că trebuie găsite soluțiile. Dar de unde avem bani să le cumpărăm? Păi nu, stați puțin. Că general vorbim, noi, românii, țara, de unde există are? Există o dinamică aici a forței de muncă, deci nu...
Nu suntem acea piață, cum se spune, suntem o piață de consum și atât. Noi totuși trebuie să încercăm să definim cifra noastră de import. De aici trebuie să plecăm. De la cei 80,563 de miliarde de euro, n-am cifra pe 2022, e mai mare categoric. Să încercăm să desfacem acea cifră și să încercăm să atragem acele investiții de bunuri de la consum spre satisfacerea apetitului consumatorului român. Noi nu putem umbla foarte mult la export. Cu tot patriotismul, vă rog să mă credeți, cifrele arată că exportul României este în mare parte realizat, din păcate, de firmele străine care activează în România. Și o spun cifrele ministerelor, nu noi camera deci, de... Nu ne-am dorit să fie așa. Nu ne-am dorit să fie așa. Să avem multe companii românești care să exportă. Domnul Mănăstire, că noi teoretic avem 23.260 de exportatori români. Așa zice Ministerul de Resort, Ministerul Comerțului. Primii 100 din ei realizează 51% din tot exportul. Primii 100, doar 100. În primii 100 avem două firme românești. Păi e închisă discuția. Iar primii 1000 realizează 84% din tot exportul. Și câte firme românești? Aici avem, aici avem 192. Dar tot nu avem 20%. Deci aici este problema noastră. Și atunci cred că unde putem influența mai mult este partea aceasta de a analiza perfect cifra de la import și să atragem acele investiții spre această zonă de bunuri de larg consum. Și poate nu putem convinge, domnule Daraban, pentru că avem prețul la energie mare, avem forța de muncă numai așa de ieftină. Deci, nu știu, românilor le place vă să spun cumpere... care e soluția, domnule Măstic. E exemplu pe care mi l-ați dat dumneavoastră într-o emisiune. Românului îi place să cumpere un anumit tip de televizor, da? Exact. Produs în Coreea de Sud sau în China cu componente și așa mai departe, dar marcă din Coreea. Cum să-i convingem pe coreeni să vină să producă televizorul? Că coreanul îți face analiza și spune, bă, eu aș veni să produc în România, dar e prea scump îmi iese produsul. Domnul televizorul îmi iese prea scump. Domnul eu înțeleg că voi cumpărați multe televizoare, dar nu mă încadrez în preț. Nu pot să produc la tine televizorul. Domnul Măsie, sunt industrii deja super tehnologizate în Occident. Vă spun, sunt hale la Toyota de un hectar unde muncesc doi oameni. Nu problema neapărat a forței de muncă este pentru acest gen de investitori. Marea problemă este locația. Noi, apropo păi și avem de... avem atâta pământ, domnule Tarabat. Păi da, locația este, să fie problema. Dar problema că suntem avem, a șaptea țară avem un pământ în tinderea teritoriului din Europa. Domnul Mănăstire, deci avem pământ. Am fost prin mai multe zone ale lumii. Zone cu turism 365 de zile pe an. Unde metru pătrat de teren la malul mării era 200 de euro și la noi 1000. La Mamaia. La mare, pe ei. Bun, și compar Mamaia cu... Cu Caraibele. Deci, asta vreau să vă spun. Trebuie să înțelegem că investitorul în producție blochează banii în tehnologie. Nu în terenul ăsta care... Păi să le dea statul gratuite terenul. Păi dacă eu am vorbit și domnul premier și-a notat și și-a însușit, am zis, dom'le, trebuie extinsă această expropriere care o facem pentru infrastructură, inclusiv pentru business-uri în producție. Investiții strategice, exact. Da. Exact. Să spunem, să stabilim toți de comun acord, mergem la vot. Pragul de 100 de milioane de euro investiții în România. Dar acelui investitor să-i dai terenul cu adresabilitate. Știți cum e legea cu Romexpo? Da. Dom'le, cu adresabilitate, 49 de ani n-ai voie să-l vinzi, să-l ipotechezi, ți-l să dau, te obligi că produci, ți-l zici că produci. Ți-l dau cu scopul ăsta. Ai ieșit din scop, ți-l am luat. Adică, vezi cazul Debrețin, uzinele BMW. Deci, așa s-a operat acolo, așa au făcut maghiarii? Așa a făcut premierul Victor Orban. Adică a dat utilitățile gratuit, terenul și gratuit. Teren. Și teren. Domnul Mănăstire. Deci noi nu putem. Repet, avem atâtea terenuri. Mercedes-ul teren. Este proprietar doar la Stuttgart. BMW-ul e proprietar doar la München. În rest, peste tot unde au fabrici în lumea asta, au primit teren de la autoritățile centrale, locale. Nu mai contează. Problema este că ne lovim de această nebunie latifundiară în România, care a blocat o sumedenie
ține de investiții și este singurul nostru aset care a mai rămas. Că așa cum spuneați înainte, povestea aia cu forța de muncă multă și calificată s-a dus. S-a cam terminat, da. Nu stăm chiar rău la fiscalitate și aici putem sta și mai bine cu corporate tax și cu TVA-ul. Deci se poate umbla deci în jos. Deci sunteți de ideea lui Câțu să se reducă TVA-ul. Sunt pentru... Pentru că nu mai suntem, altă atractivitate nu mai avem. Nu mai putem umbla de... Câțu a spus că să reducem TVA-ul ca să rămână românii cu mai mulți bani în buzunare, să ajutăm să le păstrăm puterea de cumpărare. Dar nu este o garanție că dacă se reduce TVA-ul, banii ăia rămân la oameni, ci nu se duc la companii în conturi și în buzunarele firmelor care vând produsele. Afectez pozitiv consumul de marfă intern prin acest TVA redus. Afectez pozitiv. Dar nu scad prețurile. Da, nu scad prețurile, că de fapt nu. Eu asta spun, că asta se vinde. Adică să lăsăm mai mulți bani, exemplu, la oameni. Propunerea care au făcut-o cel puțin și cei din PSD vis-a-vis de un TVA mic la energie este la îndemână. Apropo de energia scumpă. Deci, pentru că vedeți, da, că aia se vede direct în factură. Adică exact. Noi, până la urmă, persoana fizică, noi suntem donatori de TVA la asta. Da, se vede în factura celuia bogat, celuia sărac. Și o discuție aici, se protejăm pe cei care nu pot să-și plătească facturile. Că ăia care au bani, le plătesc și mai scumpe. Na. În fine, e o discuție complicată. Deci, dumneavoastră vedeți o fiscalitate redusă. Și dar cu condiția să atragem acești investitori. Și liberul acces. Și aici diplomația românească, domnul Mănăstire, trebuie să aibă un rol esențial. Noi de aceea vrem să pregătim un act normativ în care camerele de comerț să-și asume acest rol. Adică rolul acesta de diplomație economică, pentru că vă spun, vă dau un exemplu. Domnule, a plecat un prieten, ambasador la Seul. El n-are cifra, nu i-a dat-o nimeni din statul român. Dom'le, cât Samsung am cumpărat noi într-un an de zile, sub toate formele lui? Le facem reclamă, mai dăm. Samsung și Deu, Hyundai, mama naibii și așa mai departe. LG. Da, dom'le, ăsta... Tot corean e LG? LG, da. Ideea care este? Ne interesează suma, nu produsele în sine, ce sunt ele. Pot fi de ce vreți dumneavoastră. Problema e ca să ai cartușe când te duci la CEO-ul companiei respective, să-i pui pe masă această cifră. Și zici, uite, domne, poporul meu, nu știu, a făcut... Cumpără produsele voastre, uite, de suma asta anul trecut. Ce vrei de la viața noastră ca să ajungi să produci în România? Pentru că, până la urmă, când vorbim de consum făcut, consum de produs românesc, nu trebuie să ne intereseze naționalitatea capitalului care îl produce. Dar să fie produs aici. De comun acord. Ford, alții, nu. Da, nu și e așa mai departe. În afară de Dacia. Pentru că, vedeți, spune Eurostatus, ești pe ultimul loc la inovare, cercetare nu e. Cu alte cuvinte, un brand românesc cu valoare adăugată mare, care să însemne ceva la export. Da, ce facem cu energia? Apropo, din perspectiva companiilor, domnule Darabu. Vă fac o paranteză cu flota română. Că s-a vorbit care mult. Nu prea există. Care flotă? Flota. A fost povestea flotei. Flota cu lui Băsescu, aia dispărută? Sau flota așa zisă dispărută, care n-a dispărut niciodată, a murit de bătrâneți. Pe noi ne-a prins revoluția la o vârstă a flotei de 15 ani. Nepunând nimic 10 ani în loc, durata de viață a unei nave e 25 de ani. Ce? Sau... Flota a murit biologic, ca să înțeleagă telespectatorii după atâția ani. Când nu pui nimic 10 ani în loc, domnul Mănăstire, rezultatele se văd. Când noi de 30 de ani închidem entități producătoare de energie și nu punem nimic în loc, că ce am pus cu eoliene sunt, e o chestie exotică. 8%, 5% vedeam pe mixul de... Bineînțeles, și după mergem cu arhiepiscopul ca să bată vântul. Și costă, domnul... Nu merge. Și costă. Tehnologia, din păcate, costă și se vede în factură. Vrei bio, verde, pardon, vei energie verde, costă. Că așa e și cu mâncarea. Domnul Mănăstire, și centrala pe hidrogen este inventată, dar te costă la o garsonieră 100.000 de euro centrala. La revedere. Deci, deci nu... Tehnologia există. Fii, da.
Bun. Problema e că va trebui să avem răbdarea, exact cum sunt bateriile la mașinile electrice, care trebuie să așteptăm. Da, da, viața se petrece și de la o zi la alta. Ce faci în următorii 3-4 ani? Mănăstire, când n-am pus nimic în loc. Păi și dar nu putem pune... Vine scadența la un moment dat. Vine scadența și a venit. Vin până facem ceva, nu știu, niște centrale hidro, înțeleg că vor să le dea drumul. Vreo 5 bocate de... Păi sunt centralele alea care am înțeles că sunt într-un stadiu de finalizare de 80-90. Fluturile cu gândac, ok, o să le dea drumul. Hai să ne repezim toți în ele, să le terminăm. Cu tot ce avem. Sunt terminate 90%, dar sunt suficiente? Nu vor fi niciodată suficiente. Avem centrala 3-4 Cernavodă, care reactoarele 3-4, care nici ele și ele sunt o poveste fără de sfârșit. În 2023 îl închid reactorul 2 pentru reparații, că i-a venit vremea sorocul să fie reparațiilor capitale. Evident că, exact. Cum spuneați cu flota, odată la 20 de ani trebuie să mai învârți din șurube. Da, da, știți că, de exemplu, nu s-a discutat niciodată în spațiu public reactorul 1, 2, 3, 4 niciodată nu vor putea funcționa împreună din cauza debitelor Dunării. Nu pot fi răcite, dar pentru că Dunărea nu are debitul suficient. Trebuie discutat un alt baraj pe undeva la nord de Cernavodă din care să jonglezi nivelul apei. Adică sunt foarte multe lucruri. Gazul din Marea Neagră, altă poveste. Da, vreau să discutăm... Brua e terminată în altă ordine de ei. Și ce? Nu, există, e înșirată. Și da, asta nu e acum că să nu folosesc un cuvânt dur. Am băgat vreo 400 de milioane ca să ce? Să ne uităm la niște țevăraie? Da, pentru că am înțeles că domnul Nelu Sterian este foarte fericit după această investiție, că i-a zis bine să vă trăiască familia domnul Sterian, dar dacă nu merge o moleculă de gaz prin ea, de ce am făcut-o? Păi nu știu în ce măsură e vina lui. El a asigurat acest flux până la urmă. Făcut, da. El a produs, țevăraia, da. Nu s-a terminat producția din Marea Neagră. E altă societate. Pauză comercială și revenim cu discuția asta interesantă și cu niște soluții. Înțeleg că v-ați întâlnit chiar cu premierul Ciucă și ați avut niște discuții reprezentând Camera de Comerț și Industrie a României. Pauză și revenim. Noi discutam despre provocarea aceasta în ideea de a atrage investitori pe producție de bunuri de larg consum. Adică din alea 80 de miliarde de euro cât importă România și mai mult, 90, cât o să fie... O să avem, cred că, deficitul balanței comerciale după 2021 cu prefixul 2. Adică 20 și de miliarde de euro. Am avut 18,36 în 2020 și, sincer, cu dezmățul, cu ghilimele, din pandemie, de importuri, cred că depășim 20 bine de tot. Deci unii au făcut bani în pandemie, cei care au produs și au vândut. De unde importă România miliardele astea și ce reprezintă? Există statul român, are vreo statistică? Sunt bunuri de larg consum pe care le importăm la orice pas. Păi importăm, domnul Mănăstire, importăm de 610 milioane de euro produse de panificație. Alea, coca congelată, ce? Toate formele, da. Paste, ce vreți dumneavoastră. De 570 de milioane produse procesate din lapte. Lapte? Păi produceam lapte. Cum? Nu, procesate. Procesate, da. De vreo 114 milioane produse procesate din tomate. Asta vă dau așa, da. Din ce mai mi-aduc și eu aminte, că sunt multe. Nu vorbim de partea asta de bunuri de larg consum, de țară de Black Friday, cum am devenit noi, da? Electrocasnice, haine, exact, telefoane, da? Tot deci, ce... asta este, importăm în neștire. Și nu încercăm să traducem aceste cifre, să vedem ce putem face să atragem pe acești... Pentru că pe termen scurt, ieșirea noastră din maras, sunt urgent niște investiții străine aduse. Păi avem în acest domeniu. Politicienii vând povestea asta cu PNRR. Asta este salvarea cifră. Stați puțin. Până la PNRR, care știți, mai trebuie să și faci o documentație ca să ți se aprobe banii, avem asta la îndemână. Să oferim investitorilor teren de producție. Gratis.
Cu dedicație. Și facilități, probabil, niște facilități. Și utilități, fiscale, facilități da. Fiscale. Nu stăm chiar rău la fiscalitate, putem sta și mai bine. Nu stăm la, în contextul Uniunii Europene, nu stăm da, rău. Nu pare o mare filozofie. Dar nu adică pare o mare nu. Filozofie, repet. Mare, dacă mare... el își aduce capacitatea de producție și face, practic facem import de tehnologie, că el când vine să producă telefonul, televizorul, aparatul electrocasnic, dar aduce și tehnologia asta la pachet problema, cu producția. Pentru că s-a tot discutat în ultima perioadă de relocarea unor industrii care, vezi, Doamne, s-ar întoarce din China către Europa. Sunt discuții pe plan mondial. E un moment prielnic, dar trebuie să vedem ce oferim. Să avem o cartă albă a to do business în România. Că asta este. Nouă asta ne lipsește. Știți că am avut noi cândva acel ARIS, Agenția Română de Investiții Străine. E desființată? Nu mai există? Nu cred că mai există. Nu știu. Am, din câte știu, vreo 2-3 salariați care oricum nu pot să ducă niciun investitor nicăieri în țara asta. Lucru care trebuie să-l facă inclusiv administrațiile publice locale, să identifice acele locații pe care le pot oferi investitorii. Și nu în ultimul rând, domnul Mănăstire, eu aș face o evaluare la toate activele statului existente. Sunt ministere cu terenuri lăsate de izbeliște, institute de cercetări, s-au mai dat pe la cineastă, pe la ați dat pe la televiziune. Activele imobile stat, părăsite, imobile zone, părăsite. Zone centrale. Aș trece la o evaluare, aș lua evaluatorii cei mai buni pe care îi poate oferi DNA-ul, să fac o evaluare la activele statului existente și să fie puse în vânzare, domnul Măsir. Da. Dacă toți stau și dacă nu produc. Dacă toți stau și nu produc nimic. Și vă spun, unități militare, și la Ministerul de Interne, și la Ministerul Apărării, și la Ministerele Educației și așa mai departe. Sunt active care nu produc nimic, nu produc decât cheltuieli de pază, de întreținere de și așa mai departe. Gaz, deci, energie, minimul necesar. Minimul necesar de conservare. Deci, acestea trebuie valorificate urgent. Inclusiv create portofolii de oferit acestor investitori potențiali în a scoate România din condiția de țară de Black Friday. Bun, și are viziune guvernul, înțelege, da? Eu sper, noi am avut niște discuții, domnul prim-ministru și le-a notat, sper să se treacă la fapte. Da, și noi sperăm că realitatea și scandalele zilnice să nu ecraneze orice bună intenție da. Posibilă, pentru că viața politică, domnule Daraban, din păcate, noi nu ne-am dorit, domnul Mănăstire, decât toată agenda publică să fie ținută de economie. Pentru că toți ne pricepem să cheltuim bani pe social, pe armată, pe ce vreți dumneavoastră, pe educație. Problema, cum facem bani? Cum facem rost de bani? Pauză comercială și revenim cu discuția. Proteste, greve, oameni nemulțumiți, cam asta este meniul din a doua parte a emisiunii. Pauză și revenim imediat.